Procesul în care Gheorghe Avram este acuzat de crimă a început în jurul orei 12. Acesta a fost adus în sala de judecată sub escortă, iar cei doi martori, Cristina Gherasie, respectiv Băncile Ileana, i-au explicat încă o dată judecătorului ce s-a întâmplat în vara anului 1992. Fratele victimei spune că nu are niciun dubiu cu privire la vinovăția lui Avram și a povestit magistraților cu lux de amănunte tot ce știe. Am declarat cum am trecut pe lângă sorul meu, cum am întâlnit cu Avram Gheorghe. Și atâta. Am spus că de când l-a luat pe el în pușcărie, nu s-a mai omorât. În momentul ăla, pe timpul ăla când a murit sorul meu, s-a fost mai multe crime la Pojugeni. Și am declarat că de când l-a luat pe Avram Gheorghe la pușcărie, nu s-a mai făcut omorări. Credeți că el e responsabil? Cred că da, el a mai omorât pe cineva pe acolo. Ileana Băncilă, sora fetei ucise acum 20 de ani, spune și ea că judecătorii trebuie să facă lumină în acest caz, iar vinovatul să suporte consecințele. Justiția să-și facă dreptate. Nici mai mult, nici mai puțin. Eu nu pot să acuz pe nimeni mâine pe mine să fiu atacată pe la tribunal. Gheorghe Avram a stat liniștit în boxa inculpaților. Acesta s-a mulțumit să ceară doar câteva detalii cu privire la orele la care Cristina Gherasie spune că a sesizat dispariția surorii sale. El i-a susținut încă o dată că nu se face vinovat de nimic. El a spus că nu se consideră vinovat și este interesat chiar să se afle adevărul. O recunoaștere a faptei ar însemna o reducere cu 1/3 a pedepsei. Ori el, dacă a fost condamnat pentru o pedeapsă de omor la 19 ani închisoare, s-ar contopi pedeapsa aceasta cu cealaltă și fiind, având în vedere și hotărârea instanței, dacă îi se mai va acorda un spor sau nu, ar putea beneficia de această contopire și într-un an, doi, ar putea chiar fi pus în libertate. Judecătorii au dat un nou termen pentru a pune cap la cap probele din dosar. Dacă va fi găsit vinovat de crimă, Gheorghe Avram riscă angrei de închisoare.